Am fost acolo, doamnă. Doi indivizi dintre ei m-au apostat cu o bâtă. Mi-a dat cu bâta în antebraț. Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta. Ei mi-a dat de majulit. Și acum, după ce mi-a dat ei cu bâta în mână, eu am pus mâna, am luat și o bâta și i-am dat unul în față și lui altul i-am dat perversă, ca pe Târgu Ocna aici. De am deschis asta. Și acum tot ei cheamă poliția. Ce înseamnă asta? Ori suntem golani, ori nu mai suntem. Dar voi de ce v-ați dus acolo să vă certați? Pentru că eu veneam de la tenis, cam în parte, în capul străzii, jucam tenis și veneam încoa, veneam acasă. Și când a venit, tata era pe jos, îl bătea și mama la fel. Dumneavoastră mă ocupă ce ați făcut. Ei mi-au spus ceva despre un copil, că voi vreți să luați copilul acela. Da, dar ascultați, sora mea are un copil cu băiatul ăla. S-a îndrăgostit amândoi și a făcut un copil. Și acum am stat de vorbă cu ei, că am avut-o de scandal, să-i dea copilul 60 de minute pe zi, o oră, adică. 3600 de secunde. Și după... Nu vor să-l dea asta? Da, și după aia când a fost, ăștia s-au dus cu mama, sora mea, cu mama, dați-ne și nouă copilul, ca să-l ținem și noi o oră. Și ei i-a luat de la bătaie.